Terorizezi. Am intrat în direct, doamnelor și domnilor. Noi am continuat aici discuția cu privire la ceea ce înseamnă platforme îngropate, care sunt lucrurile bune pe care le aduc astfel de platforme în viața buzoienilor. Promiteam că vom vorbi și despre taxa de mediu, însă până atunci aș vrea să citesc un mesaj venit din partea unui telespectator care spune așa: bună seara, aveți dreptate în privința scor monitorilor din Broșteni. Nu se pot păzi pentru un timp platformele de gunoi pentru a-i descuraja. E imposibil, practic, să stai să păzești noi toate platformele. Noi nu avem competențe și dacă nu avem personal, în primul rând, nu avem competențe în acest sens. Dacă i-am prinde, n-am putea să le facem nimic. Până la urmă, tot direcția poliției locale ar trebui să intervină în momentul în care îi surprind să și ia măsurile legale ce se impun. Exact, dar să stea să păzească e practic imposibil, pentru că asta înseamnă să blochezi un echipaj, să păzească o platformă de gunoi timp de 12 ore pe tură și, pe urmă, următoarea tură vine tot acolo. Deci asta e imposibil. Asta ar însemna paznic, să facem din organele de poliție paznici la niște platforme, lucru imposibil. Eu zic că este important, măcar atunci când surprindem astfel de evenimente, să le semnalăm în timp util pentru a putea fi rezolvate. Dacă am văzut ceva, să semnalăm imediat. Eu personal, fiind și în domeniu, atunci când observ ceva de acest gen, imediat sun și mă îngrijesc ca cineva să ia măsurile ce se impun și să nu lasă treacă pe lângă mine o faptă care mie personal nu-mi convine, ca și aspect mă refer. Aș vrea să continuăm discuția noastră cu hotărârea de Consiliul Local care face referire la taxa specială pe care vor trebui să o achite buzoienii care nu au contract cu Societatea de Salubritate, dar și societățile din Buzău. Despre ce taxă este vorba? Da, hotărârea de Consiliul Local, tocmai ce a fost aprobată, face referire la taxa specială pentru serviciul de salubrizare, care va fi aplicabilă acelor persoane fizice, dar și persoanelor juridice care nu dețin un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare. Pentru că, de ce să nu spunem, din păcate, mai există astfel de situații, persoane care se sustrag de la plata acestui serviciu și care recurg la tot felul de metode de depozitare a gunoiului, fie la marginea orașului, fie la marginea străzii, fie în dreptul vecinului, că avem și sesizări de genul acesta. Ei bine, suntem în aproape 2017, eu cred că aceste practici ar trebui să fie de mult apuse și ar trebui să înțelegem că un oraș curat este un oraș în care cineva își asumă responsabilitatea preluării astfel de deșeuri într-un sistem normal, european, așa cum ne dorim. Revenind la taxă, ea are o altă valoare, tocmai pentru a descuraja sustragerea de la această plată. Dacă în prezent taxa pe persoană, la persoanele fizice, este de 11 lei și 10 bani, taxa specială va fi în cuantum de 15 lei pentru o persoană pe lună, iar în cazul persoanelor juridice, de 150 de lei pe metru cub pe lună. Încercăm prin o astfel de taxă să îi descurajăm și să îi determinăm să încheie un contract civilizat, astfel încât să putem colabora, să nu fim nevoiți să le adunăm gunoiul de la marginea străzii, gunoi considerat sau de la marginea orașului. Exact. Gunoi care până la urmă este plătit de ceilalți cetățeni, de către primărie, deci tot din buzunarul nostru. Noi suntem cei care plătim pentru cei care refuză să plătească în mod normal, ca toți ceilalți până la urmă. Da, mai ales că în ultima perioadă atât colegii mei de aici de la campus, cât și polițiștii locali ne-au semnalat astfel de incidente cu privire la mașini care merg și descarcă mormane de gunoi la marginea orașului. Iată că astfel de situații nu s-ar mai întâlni dacă se va lua această măsură. Înțeleg că este practic o colaborare între Societatea de Salubritate, Registrul Comerțului și Primăria Municipiului Buzău.
zău, e un cerc, da, câți și... cetățeni sunt, câte firme sunt, ăștia plătesc, ăștia nu plătesc, hai să vedem ce facem cu da, restul. Da, va exista o procedură care este stipulată în această hotărâre de Consiliul Local, prin care noi vom face anumite liste, le vom preda mai departe primăriei, împreună cu Direcția Poliției Locale, vom proceda împreună la determinarea legală până la urmă acestora de a-și încheia aceste contracte. Poliția locală le va da avertisment sau amendă în funcție de notificare în primă fază, iar mai apoi se va trece la taxa, la aplicarea taxei, acestei taxe speciale, care nu va putea fi evitată așa cum facem sau cum se întâmplă în prezent cu taxa pentru serviciu de salubrizare. În momentul în care se vor duce să-și plătească taxele și impozite, vor figura acolo și cu această taxă specială. Deci până la urmă eu zic că cel mai bine ar fi să fii corect, plătești și mai puțin și scapi de această problemă. Da, una e să plătești 11 lei pe lună timp de 12 luni și una este ca la începutul anului când te duci să-ți plătești taxele și impozitele să ți se spună că figurezi cu 100 și ceva de lei pentru anul trecut, da, pentru faptul că n-ai avut contract cu firma de salubritate. Da, dar nu este vorba, adică aș vrea să se înțeleagă, nu este vorba numai de o plată, este vorba de faptul că noi le prestăm serviciul indirect și ei nu plătesc. Despre asta este exact vorba, pentru că acest lucru este valabil în orice oraș. Ei generează gunoi, unde îl duc? În orice parte a orașului, cineva îl strânge, îl strângem noi. Pentru asta sunt angrenate mașini, oameni, există costuri pentru strângerea acestui gunoi. Până la urmă, tot noi prestăm serviciul, numai că dumnealor nu doresc să-l prestăm în mod civilizat ca și pentru ceilalți, ci doresc să ne ducem să-l strângem de la marginea orașului. Tot noi îl strângem, deci nu e ca și când a scăpat de el și el s-a evaporat și noi nu am prestat niciun serviciu pentru persoana respectivă. Ei, și pentru că vorbim despre taxe, promiteam înainte de pauza publicitară telespectatorilor noștri că vom vorbi despre taxa de mediu, care înțeleg că începând cu anul 2017 se va majora. Va duce această majorare la o creștere a prețului gunoiului, menajer? În momentul de față nu preconizăm o astfel de majorare, nu avem de gând să facem o majorare a tarifului, însă trebuie să ținem cont că această taxă poate influența semnificativ tariful pentru serviciul de salubrizare în toată țara, pentru că este o lege care se aplică tuturor. Din 2017 se va adăuga 80 de lei pe tona de deșeu depozitată la prețul actual pe care operatorul plătește la depozitare. Asta înseamnă dublarea tarifului pe care operatorul plătește la groapă atunci când depozitează deșeurile. Mai mult decât atât, din 2018 se preconizează o altă creștere. Taxa de mediu va ajunge la 120 de lei pe tonă. Asta înseamnă costuri suplimentare pentru orice operator de salubritate care depozitează la gropile de gunoi ecologice. Iar fiecare dintre aceste societăți de salubrizare urmărește fiecare dintre ele să reducă această cantitate, ca această taxă să nu se resimtă până la urmă în tariful pe care îl percepe de la cetățean. Vedeți, totul se învârte tot în jurul generatorului, fie că este persoană fizică sau juridică, indiferent de eforturile pe care le va face vreodată un operator de salubritate, dacă cel care le generează nu va înțelege metoda de depozitare separată și cum funcționează acest sistem, cantitățile nu vor fi reduse niciodată și până la urmă el va fi cel din urmă care va suporta majorarea tarifului, pentru că până la urmă el este cel care nu dorește ca tariful să rămână la același nivel prin comportamentul său irresponsabil de depozitarea deșeurilor. Nu avem de gând să majorăm acest tarif, însă avem nevoie de sprijinul cetățenilor ca aceste tarife să nu se resimtă și să nu fie covârșitoare pentru operator. Toate investițiile pe care le facem, le facem în sprijinul cetățeanului, le facem tocmai pentru ca aceste tarife să fie suportabile. Nu suntem noi de vină că legiuitorul spune așa, sunt niște legi naționale aplicabile nouă. Din păcate, nu suntem noi cei care decidem, așa ca și orice cetățean, noi ca și societate ne supunem directivelor.
Sperăm ca cetățenii să înțeleagă importanța acestei taxe și prin comportamentul lor să determine această scădere de cantitate depozitată la groapă, scădere care este esențială. De ce spun acest lucru și îl subliniez? Pentru că pe lângă această taxă de mediu va exista o contribuție tot la administrația fondului pentru mediu, un quantum de 100 de lei pe tona depozitată, în condițiile în care nu se respectă reducerea cantităților de gunoi cu 15% față de anul precedent. Deci în fiecare an suntem obligați să reducem cu 15% mai puțin decât în anul precedent. Aici e vorba de normativele Uniunii Europene. Da, înțeleg. Se tinde spre zero deșeuri, motiv pentru care în fiecare an se va cere cu 15% mai puțin. Acest lucru cum poate fi realizat? Că până la urmă stăm să ne gândim, dar eu generez tot atât. Consumul meu, ba din contră, s-ar putea să crească, pentru că probabil sperăm cu toții ca nivelul de trai să crească și atunci va crește și consumul. Ce să facem cu tot ce generăm? Păi bine, tot în puterea noastră stă. Le punem frumușel separat așa cum trebuie și ne asigurăm că reciclăm, ne asigurăm că facem îngrășământ natural, ne asigurăm că reducem acele cantități și atunci toate tarifele pentru acest serviciu vor rămâne la același nivel, fără a fi influențat de către aceste taxe care se pare că sunt din ce în ce mai aspre. Am vorbit foarte mult despre ceea ce înseamnă colectare selectivă, însă am înțeles că merge foarte bine în cartierele de case, am înțeles că merge bine spre foarte bine la ceea ce înseamnă platforme îngropate, însă dacă ar fi să ne referim la blocuri, colectarea selectivă merge, nu merge? Da, cred că va rămâne veșnica problemă. Noi în acest sens am depus toate eforturile, mai mult decât atât am invitat toți reprezentanții, etapizat cei drept, pentru că nu am avut cum să invităm cei aproape 400, cred 200 de reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, i-am invitat la stația de sortare, i-am invitat să vadă ce investiții s-au făcut acolo pentru municipalitate, i-am invitat să vadă cum se depozitează gunoiul la groapa de gunoi și am avut tot acolo o discuție prin care să ne spunem fiecare punctul de vedere, astfel încât să ajungem la un consens și la un punct de vedere comun cu privire la modalitatea de implementare a colectării selective la blocuri. Toate discuțiile au fost bune și frumoase și după ce au văzut această investiție și-au dat seama de fapt de cât generăm și cum ajunge gunoiul nostru și cum muncesc oamenii aceia la stație să sorteze în locul lor, pentru că despre asta este vorba, oamenii aceia lucrează acolo și sortează, ceea ce am putea foarte bine să luăm sortat de la generator, așa cum spune legea până la urmă, pentru că nu obligăm noi pe nimeni, nu dorim noi sau nu avem noi vreo pretenție în acest sens. Pretenția, ca să spun așa, sau obligația vine din partea legiuitorului și nu a noastră, Mărer Buzău. După discuții, toți cei care au fost invitați acolo și-au manifestat acordul de a implementa această colectare selectivă. Însă, de fiecare dată ne lovim de aplicabilitatea celor măsuri despre care am vorbit. La nivel de teorie am fost ok, numai că în momentul în care ajungem la locatar, ne dăm seama că mai puțin de 50% sunt cei care se pliază pe metoda de colectare, ceilalți duc în continuare amestecat la platforme. Este o problemă sensibilă, pentru că spre deosebire de case unde putem să luăm măsura neridicării gunoiului la blocuri, acolo unde se duce într-un punct comun, se pune problema cum să nu ridici, cum să vezi cine pune amestecat și cine respectă. Asta este problema folosirii lucrului în comun. Când fiecare are lucrul său individual, atunci este mult mai ușor să intervii. Vom vedea dacă locatarii se vor plia. De curând, la începutul lunii decembrie, am mai avut alte 10 asociații de proprietari implicate în colectarea selectivă. Însă, în momentul în care am raportat numărul de saci pe care am distribuit și cei pe care am colectat, ne-am dat seama că nu toți sunt implicați. Sperăm ca prin informare să conștientizeze și încercăm noi cei de la RER și împreună cu poliția locală să găsim niște soluții prin care să
identificăm măsurile pe care le putem aplica împotriva celor care nu respectă acest sistem de colectare, pentru că din punctul meu de vedere măsurile trebuie să fie unitare. Toată lumea este obligată să realizeze această colectare selectivă, iar măsurile pentru cei care nu realizează să fie aceleași pentru toată lumea. Eu sper ca la începutul anului 2017 să găsim niște măsuri astfel încât să-i determinăm pe cei care refuză să se alinieze acestor norme, să facă lucrurile așa cum trebuie și cum este până la urmă civilizat. Da, și eu sper că odată cu noul an vor începe a se mișca și mai bine lucrurile decât până acum. Încă câteva cuvinte aș vrea să mai vorbim despre ceea ce înseamnă colectare selectivă în școli, însă un telespectator ne-a trimis un mesaj și ne-a întrebat unde, ce se poate sau ce se întâmplă, ce se poate face cu sticlele de sticlă pe care oamenii le au în casă și doresc să le arunce. Da, am mai întâlnit și noi la sediu astfel de întrebări și de situații. I-am direcționat în felul următor. În condițiile în care sau în situațiile în care au astfel de deșeuri în cantități mai mari, pentru că există oameni care nu mai folosesc anumite borcane sau recipiente de sticlă, îi îndemnăm să se ducă la acele clopote verzi unde să bage sticla, iar de acolo sunt colectate conform unui grafic de către colegii mei. Dacă există cantități mult mai mici, s-a spart o farfurie, un pahar, un geam de dimensiuni mici, atunci el ar trebui depozitat la deșeurile menajere. Încercăm în acest fel să evităm orice accident de muncă, încercăm să învățăm să nu punem sticla la reciclabil, pentru că acolo va trebui să ajungă la reciclator. Și aceasta ajunge la reciclator, însă din cauza faptului că se poate sparge, este bine să evităm să punem la reciclabil, la compost sau la vegetal, nici atât, pentru că intenționăm să facem această stație de compost și este clar că din sticlă nu vom putea face îngrășământ natural, deci ele vor trebui să ajungă la menajer. Repet, doar dacă sunt în cantități normale, foarte mici, s-a spart ceva în casă, nu o să mă duc probabil cu paharul spart la clopotul verde, dar dacă am cantități semnificative pentru o casă, aici mă refer la o sacoșă, două, atunci eu cred că civilizat și normal ar fi, dacă vrem să facem corect totul până la capăt, să ne deplasăm la cel mai apropiat recipient de tip clopot și să le depozităm acolo. E, și pentru că sunt convinsă că mulți elevi, dar și părinți și profesori ne urmăresc, aș vrea să răspundem un pic întrebărilor lor, să vorbim despre concursul care se desfășoară în școli, despre cât de multe au mai învățat copiii în ultima vreme despre colectarea selectivă. Concursul în școli funcționează, copiii sunt implicați, evident există fluctuații de cantități strânse pentru că există fluctuații de consum la fiecare acasă, însă vom avea în vedere ca în fiecare an să avem astfel de concursuri sau proiecte de acest gen, pentru că de fiecare dată am considerat că ei sunt cei mai buni mesageri, ei sunt viitorul, dacă îi vom forma încă de pe acum să aibă un comportament ecologic responsabil, cu siguranță adulții de mâine vor ști ce să facă și mai mult decât atât vor asigura o bună informație pentru generația viitoare. Cu siguranță campaniile noastre de informare și de conștientizare în școli vor continua sub diverse forme. Mesajul va fi evident același, însă vom încerca să învățăm fiecare generație ce vine cum ar trebui să fim civilizați, ce trebuie să facem cu ambalajele și mai mult decât atât să conștientizăm impactul pe care îl are comportamentul nostru asupra mediului în care trăim, pentru că până la urmă un corp sănătos nu se poate dezvolta decât într-un mediu sănătos. Altfel riscăm să ne îmbolnăvim și noi suntem cei care spunem da sănătății sau nu sănătății. Exact, m-aș bucura să ajungem curând, îmi doresc de multă vreme lucrul ăsta, să ajungem curând, să nu-i mai lăudăm pe alții pentru cât de curat este în, eu știu, Germania, Austria, Franța și așa mai departe. Să putem să ne bucurăm de curățenie și la noi acasă, iar curățenia nu putem decât noi să o păstrăm, pentru că altcineva nu vine să o păstreze în locul nostru. Sunt, într-adevăr, cei de la Societatea de Salubritate care fac această curățenie, dar noi
noi trebuie să o păstrăm. Denisa, mulțumesc tare mult pentru faptul că ai acceptat invitația mea în această seară și pentru informațiile pe care ni le-ai adus. Mulțumesc și eu. Aș vrea spre încheiere să le spun la mulți ani tuturor cetățenilor, tuturor buzoienilor, sărbători fericite, liniștite alături de cei dragi și sper ca un 2017 să fie cu tot ce vă doriți și cu curățenie. Mulțumim tare mult, mulțumim și pentru urările frumoase. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Până atunci, toate cele bune, seară plăcută vă doresc. La revedere!